6 clerici din Arhiepiscopia Bucureștilor, consilieri și inspectori în cadrul administrației patriarhale și centrului eparhial au fost ridicați astăzi în rang. Slujba de hirotesie a fost oficiată de prefericitul părinte patriarh Daniel în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a hirotesit într-un iconom stavrofor 5 preoți, 3 dintre ei angajați ai administrației patriarhale, iar 2 ai centrului eparhial. De asemenea, prefericirea sa a hirotesit și un arhidiacon angajat al centrului eparhial. Întâi stătătorul bisericii noastre a explicat în cuvântul de învățătură rostit cu această ocazie că, în rugăciunea de hirotesie într-un iconom stavrofor, se cere ca preotul să chivernisească în mod corect și responsabil bunurile bisericii. Cei care au fost hirotesiți, iconom stavrofor și arhidiacon, unul dintre dumneavoastră, au fost înaintați într-un rang mai înalt, ceea ce înseamnă o recunoaștere a activității frumoase pe care ați desfășurat-o până acum, dar și o încurajare pentru o activitate viitoare și mai bogată. Deci această purtare a crucii de către iconomul stavrofor înseamnă o responsabilitate în plus. Este și onoare, dar și responsabilitate. Iconomul stavrofor sau iconomul purtător de cruce, potrivit rugăciunii de hirotesie, este cel care are conștiința eclesială foarte profundă și responsabilitate pentru păstrarea și buna chibernisire, am zice azi, buna gestionare a bunurilor bisericii. Aceste bunuri au ca scop buna chivernisire a tuturor darurilor pe care le-au făcut ctitorii, binefăcătorii, miluitorii și ajutătorii bisericii. De aceea Sfinții Părinți spun că aceste bunuri ale bisericii trebuie folosite cu multă responsabilitate și cu multă grijă de a găsi cea mai bună destinație a lor pentru bunul mers al bisericii. De asemenea, prefericirea sa a subliniat că aceste ranguri sunt oferite atât ca o recunoaștere a lucrărilor realizate, cât și ca un îndemn la sporirea lucrării. În administrația bisericească, cine lucrează, se săvârșește liturghie. Nu există o contradicție între liturghia sfântă din biserică, din altar, și liturghia administrării bunurilor și vieții bisericești. Sfântul Teodor Studitus spune despre călugării din mănăstire care nu pot participa la liturghie uneori pentru că păzesc vitele, lucrează în grădină pentru binele obștii, spune că și ei săvârșesc în locul unde se află, săvârșesc liturghie. Cine obștii slujește, liturghie săvârșește. Deci nu trebuie cultivată o schizofrenie între viața sfântă din liturgică, din biserică și viața din afara locașului de cult. Deci tot așa de responsabil trebuie să lucrăm, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, atunci când administrăm bunurile bisericii și când lucrăm la centrul eparhial, în diferite posturi de slujire administrative. Modul cum se atribuie parohiile, modul cum se folosesc banii bisericii, modul cum se întrețin clădirile bisericii, modul cum sunt folosite terenurile bisericii, toate acestea trebuie făcute în duh de liturghie, de responsabilitate în fața lui Dumnezeu și de iubire față de comunitate, față de biserică. Aceste titluri pe care le avem în biserică, diferite ranguri, ele nu sunt doar o onoare, ele sunt și o responsabilitate, iar în cazul în care rangurile oferite nu mai corespund cu modul de lucru al celor care le poartă, ele se pot retrage. Dorim ca aceste
ranguri de econom stavrofor cu timpul să fie completate cu ordine bisericești aprobate de Sfântul Sinod pentru cei care desfășoară activități în plus și au realizări frumoase din punct de vedere duhovnicesc și administrativ. Vă dorim multă sănătate, ajutor la Dumnezeu și, desigur, să înțelegeți că această cruce este personală, dar și a sectorului pe care îl conduceți, ca o cinstire a sectorului respectiv și a comunității în care slujiți, ca preoți paroh sau preoți coslujitori. Așa după cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, se încoronează capul și se cinstește tot trupul. Deci este evidențiat printr-un rang cel care conduce o comunitate sau, în cazul nostru, un sector și este cinstită toată comunitatea sau întreg sectorul respectiv. La final, cei 6 clerici au primit câte un exemplar din volumul Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, Teologie și Spiritualitate, ediția a doua revizuită, apărut anul acesta la editura Bazilica.